Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Al șaptelea dar a ajuns la spitalul din Onești. Ion Pălari și Nicu Paleru de ziua comunei la mănăstirea Cașin. Adriana Trandafir va juca la Onești și la Târgu Ocna. Vine 10 iunie, în ajunul hramului Capelei Sfântului Ierarh Dr. Luca, un numeros sobor de preoți în frunte cu protopopul de Onești, preot Ioan Bârgăoanu, a oficiat o slujbă religioasă, la finalul căreia, în cadrul festiv, echipamentul destinat secției de nou-născuți a fost înmânat echipei de la Spitalul din Onești, Gelu Nicolcea, manager spital, dr. Oana Mihaela Secară, director spital. La eveniment a fost prezent și primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, care, prin susținerea financiară a concertului Coralei Armonia, a făcut posibilă colectarea sumei de bani necesară achiziționării echipamentului medical solicitat de către spital. De altfel, un concert similar a avut loc și la Târgu Ocna, în cadrul căruia s-au strâns sume de bani pentru același echipament medical. O zi cu totul specială, un dar făcut Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești. De fapt, nu este primul dar și probabil sunt sigură că nu va fi nici ultimul. Este adevărat. Cu binecuvântarea și la propunerea părintului arhibiscop Ioachim, părintele protopop Ioan Bârgăoanu a reușit să ofere a șaptea oară un dar Spitalului Sfântul Dr. Luca al Crimeei cu sprijinul primarului orașului Onești și a întregii comunități care au reușit să ofere un sprijin material, iar protopopiatul a dăruit astăzi la ceas de rugăciune la Biserica Închinată Sfântului Pantelimon și Sfântului Nectarie din curtea Spitalului din Onești, un mare dar. Un dar care se adresează din nou secției de neonatologie din Onești și secției de pediatrie. Este un dar pe care îl oferim astăzi cu bucurie comunității spitalicești de aici din Onești, care presupune a fi un set de dispozitive, de aparate pentru stimularea lactației mămicilor care au născut la neonatologie și mai multe accesorii importante, având în vedere că aceasta este nevoia principală în urma consultării cu specialiștii acestui spital. Alte cuvinte, un dar mai mult decât binevenit, iar beneficiarii final, ca să zic așa, prunci, vor fi cei mai fericiți. Este clar. Laptele matern este atât de important și vor crește cu această doză de sănătate, vor avea parte de o creștere sănătoasă și mama este, de fapt, omul cel mai important din viața unui copil, iar laptele matern oferă o creștere sănătoasă, oferă mediul cel mai potrivit pentru ca el să aibă parte de nutrienții necesari și de tot ceea ce presupune o viață cu creștere sănătoasă și plăcută lui Dumnezeu și cu o viață biologică potrivită pentru formarea lui biologică. S-au adunat darurile, dacă ar fi să ne gândim așa, și fiecare în parte a însemnat ceva pentru spital, pentru beneficiari. Cu siguranță, dacă mi-aduc aminte, prima dată acum 5 ani, părintele protopop la Casa de Cultură a municipiului Onești a reușit să ofere primul dar, un aparat care era oferit pentru a depista, pentru a identifica venele copiilor, având în vedere că sunt foarte multe transfuzii, foarte multe tratamente intravenoase și copilul era absolut chinuit de aceste tratamente și acest aparat ultraviolet a reușit să aducă un mare plus de valoare, profesional vorbind. Copilul iartă că astăzi, datorită acestor daruri, copilul poate fi tratat cu această lupă, această dispozitiv care vede exact, identifică vena copilului și multe alte dispozitive care s-au luat pe parcurs pentru această secție, daruri absolut necesare pentru creșterea calității vieții pacientului. Felicitări pentru ceea ce face și pentru implicare, pentru că până la urmă comunitatea are de câștigat în sănătate. Clar, felicităm de fapt oneștenii care sunt inimioși, sunt darnici, sunt oameni care înțeleg nevoia oamenilor aflați în suferință.
Și în continuare așteptăm să participe la evenimentele organizate de Protopopiatul Onești, când vor afla pe rețele de socializare sau la Cum TV aceste informații, să facă și ei, să ofere dragostea lor, să ofere puținul lor, pentru că dar cu dar se face rai și puținul pe care îl oferă se face mult. Și iată că spitalul este frumos și datorită comunității și a primăriei și a fondurilor care s-au accesat, dar și prin dragostea și mila pe care oferă de fiecare dată omul sărac, pentru că așa s-a făcut doamna biserica și faptele bune s-au făcut cu oamenii care sunt în nevoie și ei. Mai sunt câteva zile până când se dă startul la distracție în comuna Mănăstirea Cașin. Pentru prima dată în istoria localității, administrația publică locală, prin actuala echipă, primar Adrian Enache și viceprimar Gelu Nicolae Scăvârdici, împreună cu cei din Consiliul Local, au decis realizarea primei ediții a manifestării generic intitulată Ziua Comunei Mănăstirea Cașin. Mai multe despre eveniment aflăm de la primarul Adrian Enache. Pentru prima dată în istoria localității se organizează zilele comunei, timp de 3 zile, va fi o sărbătoare și o petrecere în aer liber a tuturor locuitorilor comunei, dar și a celor din afară. Da, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pe această cale profităm de faptul că invităm atât cetățenii comunei, cât și alți cetățeni din jurul comunei noastre să fie alături de noi în aceste 3 zile. Începem în felul următor. Pe 1 iulie, la orele 16, avem în Căminul Cultural un simpozion prin care se va intitula care se intitulează Pe un picior de plai, pe o gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatra a istoriei și a spiritualității. Iar pe data de 2 iulie, începem la ora 12 cu o paradă a portului popular, de la Căminul Cultural până la primărie. Vă asigur că va fi un spectacol extraordinar de frumos, sunteți bineveniți. După care vom merge în satul Pârvulești, pe Luncă, unde vom organiza un festival de etnografie și folclor Regina Maria. Vor participa 10 ansambluri din toată țara. Va fi într-adevăr un spectacol extraordinar de muzică și port popular și dans popular. Iar la sfârșit de program, formația Călugăreni ne va da un mic spectacol, după care tinerii satului sunt invitați să participe la o petrecere în aer liber. Asta va fi pe data de 2. Pe data de 3 iulie, duminică, începem la ora 14, un program artistic cu ansambluri, ansamblu Zestrea, Doina Bacăului, Bobocul, un ansamblu din Parcova, din Edineț, și, nu în cele din urmă, ansamblu Mugura și Mănăstireni. Iar artiști, vom avea și artiști locali, cu formația Montana, formația Condor, sunt artiști locali, iar invitați vor fi, începem cu artistul Ion Palade și cu Cornel Botgros, care ne va încânta cu melodiile lor, Nicu Paleru, Gabriela Comănici, Elena Comănici, Robert George și Delia Racu. Și de asemenea să vă mai spun, mai avem un ansamblu cu dansuri grecești. Și cu alte cuvinte, se anunță o petrecere de zile mari. Da, dar nu numai petrecere. Avem și o competiție sportivă. Avem terenul de sport care este tot în zona respectivă. Acolo vom avea o competiție sportivă care se va desfășura pe 2 zile, sâmbătă și duminică, atât pe seniori cât și pe juniori. Vă așteptăm cu mare drag să fiți alături de noi
Noi, mănăstirenii, care suntem o comunitate caldă, plăcută, vă asigurăm că vă veți simți bine în comuna noastră. Spectacole de excepție ale Adrianei Trandafir, vineri 1 iulie, în sala de spectacole a Casei de Cultură din Onești, de la orele 18, va avea loc spectacolul Cine iubește și lasă, dedicat cunoscutei interprete Maria Tănase. Dragii mei, sunt Adriana Trandafir și pe 3 iulie vă invit să petrecem împreună o seară magică, un moment special la Casa de Cultură a Sindicatelor din Onești. Spectacolul Cine iubește și lasă va fi dedicat tuturor sufletelor iubitoare, tuturor celor care își amintesc de Maria Tănase, de Nicolae Iorga, de Constantin Brâncuș și, de ce nu, Fărămiță Lambru. Pentru voi, din tot sufletul meu, vă ofer acest recital. Vă aștept! Iar duminică 3 iulie, de la ora 18, în sala de spectacole a Centrului de Cultură Ion Talianu din Târgu Ocna, se va desfășura spectacolul Pasărea Măiastră. Dacă în seara de 1 iulie veniți la Târgu Ocna, la Centrul de Cultură Ion Talianu, vom petrece împreună o seară magică. Ne vom întâlni cu Maria Tănase, cu Brâncuș, cu Nicolae Iorga, cu Fărămiță Lambru. Așadar, vă invit la spectacolul pe care vreau să vi-l ofer cu toată dragostea și din tot sufletul. Nu uitați, vă aștept cu drag! Exponatul lunii, gândacul Arlechin. Exponatul lunii iunie la Muzeul de Științele Naturii este gândacul Arlechin, o insectă exotică din colecția de entomologie a Complexului Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău. Astfel de expuneri cu trimitere la istorie și geografie au darul de a dezvolta cultura generală a vizitatorilor Muzeului de Științele Naturii Ion Borcea. Un alt efect benefic este că cine a învățat ceva va mai vizita acest univers al biologiei și zoologiei pentru a afla mai multe lucruri. Cunoașterea înseamnă libertate și succes în viață, iar un complex muzeal precum cel de Științele Naturii din Bacău contribuie la acumularea de cunoștințe și la integrarea lor într-un sistem de gândire performant. Exponatul lunii iunie la Muzeul de Științele Naturii este o insectă exotică din colecția de entomologie a Complexului Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea din Bacău. Este vorba de gândacul Arlechin, cunoscut sub denumirea științifică Acrocinus longimanus. Numele speciei, latinescul longimanus, face referire la picioarele anterioare extrem de lungi ale masculilor, mult mai lungi decât corpul. Aceste picioare, care la femele sunt mai mici, au rol în împerechiere, în deplasare de-a lungul trunchiurilor copacilor, precum și în lupta cu prădătorii. Această specie face parte din familia Cerambicide și impresionează prin combinația de culori de pe elitre, ce a servit ca sursă de inspirație și în picturile indienilor din America de Sud. Acest gândac trăiește în pădurile tropicale din Mexic și America de Sud. Corpul gândacului Arlechin poate atinge 76 de mm lungime. Dimorfismul sexual la această specie este evident. Masculii au picioarele anterioare mult mai lungi și drepte, mandibule mari și coarne cefalice pe care le folosesc în lupta cu prădătorii, în timp ce femelele au picioarele anterioare mai scurte și curbate, mandibule mici, iar armăturile cefalice sunt slab dezvoltate sau lipsesc. În sezonul ploios, femela depune 15-20 de ouă pe parcursul a 2-3 zile într-o incizie pe care o face în scoarța arborilor doborâți. După, din ouă vor ecloza larvele care după 7-8 luni de zile se vor transforma în pupe. Gândacii adulți vor ieși 4 luni mai târziu, croindu-și drum afară din lemn. La această specie, adulții sunt activi ziua, noaptea putând fi atrași de sursele de lumină. Se hrănesc în principal cu seva arborilor răniți sau proaspăt doborâți. Interesant la această specie este faptul că sub aripile colorate poate găzdui adesea arahnide minuscule cunoscute sub numele de pseudoscorpioni. Aceștia folosesc gândacul ca o modalitate de a întâlni potențiali parteneri sau pentru transportul către noi surse de hrană. Specia este amenințată din cauza pierderii habitatului ca urmare a defrișării și poluării mediului înconjurător. La mijlocul lunii iulie, în comuna Gura Văii se va desfășura pentru prima dată trofeul Gura Văii. Cei interesați trebuie să știe că înscrierile se fac până pe 5 iulie inclusiv. Mai multe detalii aflând de la primarul comunei Gura Văii, Silviu Chinăi. Porțile sunt deschise tuturor celor care vor să participe. 15-17 iulie, 15 este ziua de înscrieri
16 este proba trofii, 17 proba trial cu, evident, festivitate de premiere. Se va desfășura pe raza a trei localități componente, respectiv Gura Văi, unde va fi poziționat parcul tehnic și toată lumea va putea să admire. Unde anume? Am ales o zonă chiar frumoasă, undeva lângă râul Trotuș. Aha. Acolo am decis că va fi zona de promenadă. Tabără de campare. Corturi. Știu. Focul de noapte, acolo se va desfășura, muzica tot acolo. Apoi cetățenii Comunii Gura Văi vor putea să admire în defilare fiecare mașină care va participa de la plecare de la Gura Văi către Pătrășcani, iar probele propriu-zise complicate pentru a evita și deranjul și a minimaliza riscul accidentelor se vor desfășura în pădurea Păltinății. Acolo au fost identificate traseele, niște trasee nota 10, abia aștept să văd cine le parcurge. Parcă simt așa o provocare la dumneavoastră, să vedem cine le parcurge. Deci mânușa-ți aruncat-o, să vedem, chiar curioasă cât se vor înscrie la star, știu că vor veni din toată România. Cam așa se amenință de obicei la astfel de competiții. Estimăm 50 de echipaje participante. Mult. Asta înseamnă cu aparținător, cu rude, cu... deja înseamnă un anumit număr. Trebuie să construim și un hotel. Da, n-ar strica, cred că le-ar plăcea unora pentru anumit confort. Vorbeam... Acolo, dacă îmi permiteți, acolo unde va fi amplasat tabăra logistică, nu știu cum se numește. E corect, tabăra logistică. Da. Acolo este un traseu foarte frumos de biciclete. Știți, urcă la rotunda în partea Gura Văi și coboară spre Slobozia. Și noi, mereu când vrem să facem așa un traseu scurt și frumos, acolo mergem cu familia și cu bicicletele. Foarte frumos! La sucursala Bacău a Uniunii Armenilor din România a avut loc lansarea recent apărutei cărți O bijuterie pierdută, Biserica Armenească din Bacău, scrisă din Mihai Ceucă, prezentată de lectorul universitar dr. Adrian Cicu și de criticul de artă Iulian Bucur. Este o carte despre armeni și Biserica Armeană din Bacău, aflată cândva în prim centru orașului Bacău. Biserica era o construcție impunătoare, cu două turle cam prea mari pentru întreaga construcție, de unde i s-au tras și multe necazuri de-a lungul vremii. Istoria nașterii, creșterii unei comunități și apoi dispariția unei biserici sunt atent documentate într-o carte care se povestește singură. Biserica inițial avea un singur turn care a picat datorită rezistenței necorespunzătoare a tavanului făcut din bârne de lemn. Și deci, turnul a picat, prin 1881 au fost reconstruită biserica și echipa care a venit a făcut cu două turnuri, dar turnuri care erau tot pe o platformă, deci nu pe pământ direct. Și în 1923, la un foarte slab cutremur, despre care nici nu prea am găsit foarte multe date, așa că s-a fisurat o turlă. Deci, din noile turle, s-a fisurat deja o turlă. A fost consolidată cu greu, cu eforturi financiare, pentru că toată comunitatea se împuțina. Deci și atunci fondurile erau din ce în ce mai mici, nu se făcea, nu dădea nimeni ajutor în situația asta. Și iar în 1940 fisurile au fost catastrofale și epitropul bisericii de atunci a trimis către primărie o cerere prin care comunica faptul că biserica este foarte degradată și solicita, încerc să citez, un ajutor nu în bani, ci în trimiterea unor echipe care să demoleze biserica. Deci în 1940, epitropul bisericii cerea demolarea bisericii. În 1941, armata, comandamentul militar de la Bacău, a făcut o ofertă ca biserica să fie cedată unități militare, să o consolideze pentru a o folosi drept capelă militară și a acorda și armenilor dreptul de a-și face slujbele în biserică. Armenii din Bacău au fost de acord imediat cu soluția asta, dar când s-a dus la București, tăia canoanele bisericești și nu se putea înstrăina și ca urmare, spre deosebire, biserica de la Roma, de exemplu, care a putut fi înstrăinată, cea de la Bacău n-a fost și a rămas în stare degradată, iar anul 1977 a fost fatal.
întâmplarea face că o parte din materialele de acolo, deci câteva mii de cărămizi, au fost recuperate de sătenii din Gioseni, care și-au construit o nouă biserică, Biserica Catolică din Gioseni, tot în 77, atunci fiind pradă cutremurului biserica lor. Clopotul, de asemenea, a fost preluat de catolicii din Gioseni. E poate salvarea, pentru că astfel se mai păstrează o urmă autentică a acestei biserici. Acesta este motivul care m-a determinat pe mine să fac cercetarea. Deci tot ce am spus acum, am spus pe bază de documente care se găsesc în arhivă și care sunt reproduse chiar în albumul prezentat. Avem de tratat, da, dacă nu avem grijă de clădirile noastre, va dispărea orice urmă din amintirea locului. Din păcate, dacă ne uităm astăzi, sunt zeci de clădiri lăsate în soarta Domnului, care probabil că așteaptă un cutremur. Visele sunt mari, dar la 75 ani este greu să mai fac vise pe termen lung, dar în orice caz lucrez la ora actuală la o istorie a cimitirului, vorba aia, orientare spre cimitir. Știți, eu am acum formula că eu mi-am trecut motoarele pe relantii, am intrat în zbor planat spre aterizare, dacă nu cumva chiar în aterizare, deci ia temă, și atunci mă străduiesc să evit turbulențele așa încât să fie o aterizare lină. Dacă o fi să cad odată în picaj, asta e. Lucrez la o monografie a cimitirului din Bacău, sper să o și realizez și sper să fie o reușită. Biserica armenească din Bacău era considerată o perlă a arhitecturii locale, un edificiu de mari proporții, la construirea căruia au contribuit cu 200 de galbeni chiar domnitorul Mihai Sturza, cum spunea Ortensia Racoviță în dicționarul geografic al județului Bacău din 1895. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 18 iunie, cerul este parțial înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Duminică 19 iulie, cerul se menține cea mai mare parte senin, maxima zilei urcă până la valori de 29 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Luni, 20 iulie, cerul în cea mai mare parte va fi unul senin, cu maxima zilei ce depășește de 30 de grade și poate ajunge pe alocuri chiar la 32 de grade, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.